Profesorii și elevii Colegiului Național Mihai Eminescu Satu Mare s-au pregătit pentru Ziua Porților Deschise, eveniment desfășurat luni, 9 mai, între orele 10-14. Bine ați venit la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Astăzi, în cadrul colegiului nostru, avem Ziua Porților Deschise, prilej cu care așteptăm toți elevii din clasele a 8-a, de la toate școlile gimnaziale din județ, să ne viziteze școala. Avem două clase, clasa 10-a C și clasa 10-a B, care sunt ghizii celor care vin în școala noastră și îi conduc în laboratoare, în sala multitouch, în sala de sport și peste tot unde trebuie să parcurgă acest traseu inițiatic elevii care pășesc în școala noastră. Încă de la deschiderea evenimentului, zeci de elevi de clasa 8-a, însoțiți de profesorilor, au venit în grupuri organizate la această instituție de învățământ pentru a o vizita și a se pune la curent cu oferta educațională complexă. Aici se face carte la cel mai înalt nivel, pentru că anul acesta a fost un an bogat în rezultate la olimpiade și concursuri naționale, pentru că foarte mulți elevi au obținut medalii de aur, medalii de argint, medalii de bronz, premii și mențiuni la etapele naționale și internaționale, pentru că avem profesori minunați, foarte bine pregătiți, pentru că avem elevi inteligenți, capabili de performanță, pentru că muncim cu toții pentru a obține performanțe înalte la Eminescu. Atelierele de creație digitală s-au desfășurat în laboratorul de informatică, unde elevii aflați în vizită au putut vedea roboți în acțiune. Bună ziua! Vă mulțumim pentru că ați venit în mijlocul nostru la Ziua Porților Deschise a Colegiului Mihai Eminescu. Eu sunt profesorul Jurge de matematică informatică și aici, în laboratorul nostru, așteptăm copiii la o competiție de Minecraft. Le-am pregătit și surprize, după cum vedeți, imprimanta 3D. A pregătit câteva trofee, câteva suveniruri, stickere cu echipa de robotică. Jos, în curte, îi așteaptă copiii pentru o demonstrație cu roboței, celor două echipe de robotică ale școlii, plus alte evenimente, experimente în toate laboratoarele școlii noastre. Competiția constă într-un tip scavenger hunt pe Minecraft. Ca să câștigi, trebuie să găsești cele mai multe iteme de pe lista oferită pe tablă și acordăm premii locul 1, locul 2 și locul 3. Atmosfera distinsă și relaxantă din curtea școlii a fost asigurată de elevii care au organizat mini-campionată de fotbal, volei, streetball, șah și tenis de masă.